Dosarul deschis de polițiști și procurori vizează câteva firme care livrau reactivi chimici pentru analize medicale. Ei au suspiciuni, de exemplu, că timp de 4 ani, una dintre societăți și-ar fi înșelat partenerii comerciali cu privire la calitatea produselor livrate. Aceasta ar deține, ar produce și ar pune în circulație substanțe toxice folosite în domeniul medical, fără să aibă dreptul de a desfășura astfel de activități, potrivit anchetatorilor. De altfel, aceștia au făcut 19 percheziții domiciliare în București, Ilfov, Brașov și Dâmbovița. Polițiștii au ridicat de la sediul acestei firme cantități foarte mari de reactivi chimici și medicali în vederea expertizării. Unele dintre substanțe au deja termenul de valabilitate expirat. La percheziții, anchetatorii au găsit 250 de litri de reactivi chimici expirați și au prelevat probe care vor fi expertizate pentru calitate și conformitate. Reactivii chimici vizați sunt utilizați la analize de laborator, atât în unități spitalicești de stat, cât și private, existând suspiciunea că nu îndeplinesc condițiile de conformitate. Dacă astfel de substanțe sunt folosite pentru analizele medicale, rezultatele nu au nicio valoare. Sute de mii de oameni ar fi putut avea de suferit în acești ani, spun reprezentanții pacienților. Cel puțin în bolile care necesită o abordare precoce, un rezultat eronat reprezintă de fapt o crimă. Direcțiile de sănătate publică nu controlează și dacă ar controla, nu au laboratoare. Potrivit platformei de licitații publice, una dintre firme a avut contracte cu Spitalul Victor Babeș din București și cu Spitalul Județean Ploiești. Conducerea unității medicale din capitală spune că nu a primit vreo informare despre așa ceva și că folosesc doar produse conforme, verificate de o comisie de recepție, care aplică proceduri de siguranță. Legea prevede reguli clare privind materialele care pot fi folosite pentru analizele medicale. Pe cutie trebuie să apară numele producătorului, data expirării și că reactivii sunt pentru diagnostic in vitro uman, nu de uz veterinar. Unitățile medicale care țin la siguranța pacienților verifică nu doar ambalajele, ci și conținutul fiecărui lot. Există procedură pentru a valida reactivul când intră în laborator. Nu este conform, nu mergi mai departe. Nu-l folosești, adică. Chiar dacă este în termen, dar este transportat necorespunzător, există riscul de a nu-și mai face treaba. În urmă cu 5 ani, presa a dezvăluit că în sistemul sanitar erau folosiți pe scară largă dezinfectanți diluați achiziționați de la firma Hexifarma. Patronul firmei, Dan Condrea, s-a sinucis într-un accident în urma scandalului. În ianuarie 2019, Tribunalul București a dispus condamnarea directorului Hexifarma, Floridinu, la 3 ani de închisoare cu executare, iar a directorului de producție, Mihail Leva, la 3 ani și 8 luni de închisoare. Cu executare. Judecătorii au decis și dizolvarea firmei și aplicarea unei amenzi penale de 2.600.000 de lei. Sentința nu este însă definitivă. Procesul continuă în luna august la Curtea de Apel București.